Capitolul 7 al scrierii lui Pavel către creștinii din Roma este unul dintre cele majore ale Noului Testament, pentru că aici apostolul argumentează și ne convinge de câteva adevăruri fundamentale ale vieții creștine, învățate din experiența proprie. Astfel ni se spune răspicat că un creștin este izbăvit, ieșit de sub rigorile legii mozaice, care nu doar că nu poate da putere și biruință, ci mai mult condamnă, pentru că ea definește și numește și înștiințează în ce privește păcatele și păcătuirea. Pavel experimentase pe pielea sa că nimeni nu se poate ridica la nivelul legii, nimeni nu o poate îndeplini integral și sistematic. Ori, dacă încalci o poruncă, ai călcat toată legea. A doua lecție învățată de apostol din propriile falimente a fost cea despre coexistența și conflictul celor două nature ale omului, firea veche și omul cel nou, de după întoarcerea la Dumnezeu. Mai precis despre lupta firii pământești cu Duhul. Despre asta este vorba în a doua parte a capitolului 7. Când Iisus Hristos te-a mântuit, El ți-a atribuit și o nouă natură care dorește să-L urmeze pe El și să asculte de Dumnezeu. Dar și vechea natură a rămas prin preajmă și ea n-are niciun chef să asculte de Dumnezeu, nici să-I slujească, să-I se închine, ori să se roage. Iată un gând radical. Nu poți să te bizui pe noua ta natură, nu poți depinde de ea. Doar să declar că vrei să trăiești pentru Hristos nu te va duce nicăieri. Trebuie neapărat să-ți lași viața schimbată, călăuzită, alimentată de Duhul Sfânt, să-I te supui, să-L lași să facă El în, cu și pentru tine ceea ce tu singur nu poți. Generații întregi de sfinți n-au reușit să înțeleagă acest adevăr și au experimentat astfel înfrângerea ca normal al trăirii creștine. Au fost și sunt satisfăcuți să continue la nivelul de jos al unei vieți triste și neîmplinite. Dar Dumnezeu nu vrea să ajungem în cer pe ruta aceasta. Prea adesea încercăm să-L mulțumim pe Dumnezeu făcând câte ceva prin propriile noastre străduințe și eforturi. Ne putem sforța și ne putem aglomera din greu, crezând că Dumnezeu va remarca și va răsplăti cumva eforturile noastre. Dar vino-ți în fire și bagă de seamă cât de lipsite de bucurie și fără legătură reală, vitală cu Domnul sunt toate aceste strădani. Pentru că nimic bun nu iese din natura noastră veche și nicio putere nu există în natura noastră nouă. Pavel se numește și cred că e valabil și pentru noi, nenorocitul de mine. Ne irosim și pierdem în asemenea lupte. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, strigă el în Roman 7, versetul 19. Acest capitol este un mare avertisment, SOS-ul lui Pavel, dacă vreți, lansat către Dumnezeu, care îl recepționează și îl salvează pe apostol. Mai multe amănunte despre ce și cum intervine Dumnezeu în acest sens vom afla data viitoare din Roman capitolul 8. Dar până atunci vă las un pont. Atât mântuirea cât și sfințirea vin, se obțin prin Iisus Hristos. El ne lămurește, ne oferă și ne asigură tot ce ne trebuie. Fiți siguri de asta!